calculex miercura. Și vă invit să ne să vă alăturați nouă. Așa, și să răspundeți la întrebările pe care le punem împreună astăzi, întrebări legate de limba engleză, în special de gramatică și după aceea de vocabularul medical de care vorbeam. Aș vrea să le întreb pe fetele mele, din punct de vedere al numărului, câte tipuri de substantive avem în limba engleză, știți? Eu zic că știu și aș vrea să-și lase emoțiile și să-mi spun. Așa. Countable, uncountable și mixte. Deci avem substantive numărabile, substantive nenumărabile și substantive mixte, care înseamnă că pot fi în anumite circunstanțe numărabile, se pot număra, și în alte circunstanțe nenumărabile, nu se pot număra. În primul rând, în momentul în care putem număra obiectele, de exemplu, avem numărul singular și numărul plural, da? La numărul plural, pentru a putea face numărul plural, trebuie să adăugăm de regulă terminația s sau s la substantive. E adevărat? Da. Puteți să-mi dați exemplu de un substantiv care să pună, de exemplu, s la plural? Animals. One animal or an animal, two animals. Foarte bine. Un altul. Miscarriage. Ok. Miscarriage. Un substantiv care adaugă terminația S. Shoes. Cum? Shoes. Shoes. Deci, e... dar se termină în E. Aș vrea să-mi adauge el terminația S. Leaves, atunci când se... life, adică și leaves, atunci când se transformă VS. Bun, este într-adevăr o formă de plural, dar putem spune, de exemplu, box, cutie, boxes, X, E și S. Deci, substantivele la singular sunt în formă concretă inițială, la plural adaugă de regulă terminația S sau S. Există însă și niște substantive cu plural neregulat, cu irregular plural. Știți care sunt acelea? Ar fi trebuit să iau tabla să și notez pe ea. Care sunt? Children. Child, într-adevăr, este unul dintre ele cu pluralul children. Deci în loc să adauge S sau S, se schimbă în children. Foarte bine. Și nu există children's, da? Să nu facem această greșeală. Mai departe, un alt substantiv care are plural neregulat, care nu adaugă S, S. Women. Foarte bine. Femei. Men. Men, man, și pluralul este men. Mai există acele plurale zero, cum se numesc ele, și aici încadrăm fruit, deci au aceeași formă la singular și la plural, cu excepția definiției de mai multe soiuri de fructe, da? Fish, la fel, dacă sunt mai multe specii de pește, vom spune fishes, dar altfel pluralul este tot fish, etc. Ca forme de plural, evident, mai sunt cele provenite din limbi străine, din, de exemplu, din latină, datum, data, am zis noi și am mai spus, vă amintiți? Bacterium, bacteria. Criterion, criteria. Deci, aul este, partea, este forma de plural. Bun, acestea sunt substantivele numărabile, cele care se pot număra, cele care pot avea forma de un sau o, două sau mai multe. Există însă o categorie de substantive nenumărabile, se numesc uncountable nouns. Și aceste substantive nenumărabile apar fie numai în formă de singular, nu primesc formă de plural, nu se acordă cu pluralul, deci verbul va fi tot la singular, și substantivele uncountable de plural, care au numai formă de plural. O să încep cu acelea, pentru că sunt un pic mai simple, deci... Puteți să-mi dați exemplu? Aveți idee de substantive care au numai formă de plural în limba engleză? O să vă dau eu o piesă de îmbrăcăminte. Trousers. Deci, my trousers are clean. Va fi acordate, subiectul plural se acordă cu predicatul, bineînțeles, tot la plural. Da? Scissors. Foarfecă. În engleză va fi plural. Binoculars.
Acesta, evident, nu vom putea spune a scissor, nu vom putea spune a trousers sau a binocular, înțelegeți? Deci, ideea este că aceste obiecte sunt făcute din două piese și ele au fost preluate cu formă de plural. Lecția despre uncountable de plural este destul de scurtă. Cea mai importantă, din punctul meu de vedere, este categoria de uncountable nouns, care au numai forma de singular. Bun. Avem un exemplu? Advice. Exact, advice. Pentru că acest advice îl întâlnim atât în lecțiile de IELTS, cât și în cele de OET. Deci advice este unul dintre substantivele care are numai formă de singular. Când vrem să precizăm cantitatea, deci vom spune advice, some advice, când vrem să precizăm cantitativ că am dat un singur sfat, știți cum se formează? A piece of advice. Foarte bine. I gave him a piece of advice. Dar procedura este ca el să se afle în construcția advice și să se acorde cu singularul. Puteți să-mi dați un exemplu cu acest advice? Dacă spun, sfaturile lui sunt foarte bune, cum traducem? Sfaturile lui sunt foarte bune. A spus cineva advices, numai că advices nu există. Pentru că adineauri am spus că uncountable înseamnă că nu se poate număra, nu există formă de plural în cazul acesta și atunci nu pot să folosesc decât singularul. Deci, sfaturile lui sunt foarte bune, am zis, da? Asta a fost ce v-am dat. His pieces of advice? His advice is very good. Am auzit doar la formulă. Mi-ați spus așa. His advice are very good. Este corectă propoziția. Exact. His advice is very good pentru că nu are decât formă de singular și se acordă cu singularul. Deci, his advice is very good. Foarte bine. O să dau la comentariile de pe chat-ul de pe Andrea Berehout Academy ca să văd dacă mai pune cineva răspunsuri. Foarte bine. În afară de advice, ce alt substantiv uncountable mai cunoaștem cu formă de singular? Information. Information. Excelent. La fel, când vedeți S-ul după information, este total greșit. Și la fel se acordă cu ce? Cu singularul. Verbul trebuie să fie tot la forma de singular. Și dacă am zis his advice is good, la fel o să spunem și information. His information is good. Deci vom pune numai forma de care? Singular. De singular. Excelent. Bun. Alte cuvinte și pe care le putem folosi de altfel și noi în practica noastră. Money. Scrisorile medicale, imediat, da, ajungem și la money, foarte bine. Unul care apare destul de des în scrisorile medicale, progress. Avem tendința să scriem în scrisori, în acele scrisori, fără letters sau discharge letters, că the patient has had a good progress sau a satisfactory progress. Este corect? Nu este corect. De ce? Pentru că progress este la singular și la plural. Și nu la plural, nu există progres la plural în limba engleză. Deci avem doar forma de singular, progress. Și atunci, în loc să spunem a progress, care nu este corect, vom spune the patient has made good sau satisfactory progress. Nu uitați că acestea uncountable nouns nu pot folosi după înainte de ele, a sau an, articolele nehotărâte și nici numeralele care să le cuantifice. A, progress, to, progress, nu există. Cum nu există an advice sau to advice. Da? Deci aceste partitive nu se pot folosi. Avem până acum advice, information, progress. Mai spuneți-mi, a spus money, într-adevăr. Dacă în limba română, de regulă, folosim bani la plural, în limba engleză este invers. Folosim money la singular. Money is, this money is enough for me. Nu o să spuneți asta niciodată, sunt convinsă, mai ales că avem majoritatea fete aici în lecție. Dar money se acordă întotdeauna
cu singularul. Bun. Ceva care ar... Blood, apropo, blood, oxygen. Nu vom spune to blood, de exemplu. Și încă un cuvânt pe care îl veți folosi în practica medicală și care este equipment. Știați că equipment are numai formă de singular? Cred că nu știați. Ei, acum este momentul să aflați. Equipment la singular. Dacă ne referim la viața normală, să spun, în afara vocabularului medical pe care îl practicăm noi aici la Andrea Berec Health Academy, pentru examenele destinate medicilor, asistenților, farmaciștilor, dentiștilor și așa mai departe, cuvinte uncountable mai sunt, de exemplu, language. Aliment. Și alimente? Imediat. Luggage sau varianta de baggage nu se folosesc la plural, se folosește numai la singular acest substantiv, luggage. La fel este și furniture. Pe că vă trebuie să stați în viața de zi cu zi, imposibil să nu vă legați de el. Poate vă folosește și knowledge. Mami. Auzi, a început puiul Andradei, puița. Hai, mami, să vorbim, nu mai sta de lecții, atâtea lecții toată ziua la engleză. Da, dar mami face lecțiile ca să se înregistreze la NMC și după aceea să curgă banii, nu-i așa, mami? Și să plece fata numai în vacanțe. Da, și la niște școli din alea extraordinare de bune. Bun. Există însă, mi-a spus așa, că sunt substantive countable, numărabile, uncountable, nenumărabile și niște substantive care se află în ambele categorii. Și aici vă dădeam eu, sau le dădeam studenților noștri exemplu, de hair. Când spui că you have beautiful hair, cum aveți voi fetelor, ai păr frumos, ai un păr frumos. Noi zicem un păr în română, dar de el de fapt este nenumărabil, nu? Când poți să ai două păruri. Însă, dacă spun că his hairs are very thin, ceea ce se aplică și la mine, poți să zice her hairs, înseamnă firele de păr. Da? Deci nu vorbim de părul per ansamblu și atunci el devine numărabil. La fel ca hair este, de exemplu, surgery. Surgery și ceva specific pentru UK este că în cadrul operațiilor propriu-zise vom spune surgery, deci singular, uncountable, dar când este vorba de cabinete medicale, în special cele ale GP-ului, ale general practitioner, ele se numesc surgeries. Deci pluralul pentru surgery va fi atunci când avem cabinetele medicale, când este vorba de cabinetele medicale. Repet, aceasta este o caracteristică specifică British English, nu o veți regăsi în American English. Tot cu plural dublu va apărea, adică nu cu plural dublu, mă scuzați, cu formă de singular sau de plural depinzând de sens, va fi disease. Pentru că atunci când vorbesc de termenul generic de boală, voi spune disease, uncountable. Există un risc de nu știu ce boală sau el are bol de inimă. Deci se folosește he has heart disease fără partitiv. În schimb, dacă vorbesc de ceva specific, cum ar veni diarrheic diseases, da, bolile diareice, atunci, bine, am găsit și eu un exemplu înălțător așa pe ziua de astăzi, dar facem engleză medicală, ce să facem, atunci va fi plural. Deci până acum am avut cu formă de uncountable, dar și de countable, surgery, disease, infection, pentru că și acesta este un cuvânt pe care îl întâlniți de multe ori în vocabularul medical, evident. Infection, când vorbim la modul general, că există risc de infecție sau de infecții, atunci va fi infection. Însă, când vorbim despre un anumit tip de infecție, precum ear infection, atunci poate fi pus la plural. This comes, am avut astăzi un exemplu și am uitat, apropo, fetelor, să vă dau de meningită. Să vi-l trimit acum după o oră, nu mi-ați mai amintit. Deci, his meningitis
comes from an untreated, ear infection. Putem să extindem lista substantivelor numărabile și nenumărabile, pentru că în același timp, de exemplu, sugar poate fi numărabil atunci, nenumărabil, uncountable, atunci când vorbim strict de zahăr, he's addicted to sugar, da? Și poate fi countable, poate avea plural, atunci când vorbim despre tipuri de zaharuri, da? Adică am spus glucose, fructose și așa mai departe. Bun. Facem un mic review. Există substantive la singular și substantive la plural în toate limbile. Substantivele la singular au forma de bază, substantivele la plural adaugă în engleză diferite terminații. S, S, N, V, S, depinde ce fel de plural au. Dar există forme de plural. Pe de altă parte, pe lângă aceste substantive care au singular și plural, există substantivele nenumărabile, uncountable, care pot avea doar formă de plural, precum trousers, scissors și se acordă cu pluralul, cu predicatul, cu verbul la plural, și substantivele nenumărabile de singular, care sunt mult mai multe și care vor avea doar formă de singular, nu vor primi ă sau în înainte, și iar verbul trebuie să fie și la singular, la numărul singular. Dacă m-aș uita așa, mă uit pe foaia minții, văd acest overview și cred că este momentul să trecem la niște propoziții. Sunteți de acord? Am văzut niște dat din cap, deci eu o iau drept acord și trecem la ele. Vă rog frumos să scrieți. Aceste sfaturi sunt foarte folositoare. Aceste sfaturi sunt foarte folositoare. Să vedem cine traduce primul și perfect. Aceste sfaturi sunt foarte folositoare. Aștept traducerea atât pe Andrea Berhout Academy pe chat, cât și pe chatul nostru de lecție. A răspuns Dorin. Dorin, fii atent. Într-adevăr, ai scris forma corectă la advice, dar, și tu, Gabi, la fel, fii atentă, am spus că se acordă cu un verb tot la singular. Deci nu la plural. Bravo, Lucia! Da, Dorin, nu, problema nu era la this, la pluralul de la this. Era la verb, dacă vrei să te mai uiți odată. Așa. Să ne uităm și aici. Andrada, Tami, Gabi și-a refăcut propoziția. Ioana. Ioana, tu ai zis satisfăcător, ai rămas de la progress. Am zis folositor. Așa, Dana, Maria, poate fi beneficial. Da, Mădălina. Perfect. Deci, a zis așa, aceste sfaturi, eu am zis în română la plural ca să vă încurc, voi nu v-ați lăsat încurcate neapărat și ați folosit exact ce trebuie, uncountable. Te rog, Tami, poți să-mi trimiți să-mi citești propoziția? Yes. Te rog. This advice is very helpful. This advice is very helpful. Perfect. Informațiile despre vaccinare trebuie date de specialist. Informațiile despre vaccinare trebuie date de specialist. Să vedem dacă este la fel de ușoară această propoziție și dacă faceți la fel de bine. Informațiile despre vaccinare trebuie date de specialist. Dorin, este corect this pentru că THIS este singularul. THSE este pluralul și nu putem să-l folosim pentru că nu au formă de plural aceste substantive. Informațiile despre vaccinare trebuie date de către specialist. Să vedem cine mi-e dă răspunsul, cine traduce propoziția aceasta. Drăguță propoziție de altfel. Hai să văd. Informațiile despre vaccinare trebuie date de specialist.
Bravo, au început să apară propozițiile. Mă uit la Andrada. Așa, mă uit la Ana Maria, care mi-a spus ar trebui, nu mi-a spus trebuie, da? Should este ar trebui. La Ioana, care mi-a folosit alt verb. La Gabi. Gabi, și tu mi-ai folosit should, care înseamnă ar trebui. Și tu, Lucia, la fel. Mi-ai spus ar trebui. Eu am zis trebuie date. Și am zis trebuie ca să vă verific acordul subiectului cu predicatul. Așa, la Angie. Cele care mi-ați folosit must, cumva ați scăpat fără să aveți mari probleme. Aș fi pus, de exemplu, to have to sau need, care s-ar fi acordat. Adică acolo vedeam cel mai bine forma, cum a făcut Ioana. Nu Ioana, scuze, Andrada a zis has to be given. Deci a folosit forma de singular. Dacă am fi folosit need, da, Dorin, era needs, exact. Deci, informațiile despre vaccin. Acum, nu știu dacă despre vaccinare. Nu știu dacă există anumite informații, că atunci ar trebui să pun the information. The information about vaccination. Așa. Trebuie să fie date. Într-adevăr, este doar formă de singular. Și atunci voi spune needs. Apropo de asta, Ana Maria, de ce scrie tu acolo? Needs to be given by a specialist. So, the information about vaccination needs, deci pentru că este the information needs. Acolo era capcana mea. Da? Cine a scris the information about vaccination sau about vaccines must? Acolo, clar, nu aveai, pentru că este un verb modal și nu se acordă, nu se întâmplă nicio trecere de la singular la plural. Bine. A spus provided, este foarte bine. Eu am zis given, care e mai puțin formal decât provided. Excelent. Bine. Ne ducem la următoarea propoziție? Cred că da. Ok, și zicem așa. Ea a avut nevoie de o operație pentru endometrioză. Ea a avut nevoie de o operație pentru endometrioză. Și o să vă rog să îmi traduceți și să vedem. Ea a avut nevoie de o operație pentru endometrioză sau de endometrioză. O să tac un pic mai mult propoziția asta ca să nu influențez. Doar repet contextul. Ea a avut nevoie de o operație de endometrioză. Am deja două variante traduse de fetele mele și amândouă sunt, bineînțeles, diferite. Adică eu mi-aleg care este bună, una cu în și una fără în. Dorin, foarte bine, atâta că am zis a avut nevoie, deci nu are. La trecut, te rog să-l pui, da? Iar endometriosis este S-I-S. Endometriosis. Bun. Haideți să vedem mai departe și la Angie. Așa, Angie a zis cu ă, Tamara cu în. Ok. Lucia, needed. Bun. Mai scriem? Mai avem variantele? Mădălina. Văd că majoritatea ați mers pe și needed în, da, în endometriosis sau a surgery for endometriosis. Am spus că surgery se consideră uncountable, cel puțin în British English, atunci când reprezintă operația în sine. La plural vă recomand să scrieți operations, dacă vreți să folosiți. Să zicem, she needed multiple operations. Deci, she needed surgery for endometriosis. A fost varianta corectă. She needed surgery for endometriosis. Sau, she needed endometriosis surgery. Aș prefera surgery for endometriosis. Să fie mai explicită. Ei, aici se pare că m-am păcălit un pic.
N-ați văzut-o venind, însă probabil că la următoarea va fi foarte bine. Există risc de infecție după operații. Există risc de infecție după operații. O propoziție pe care o poate folosi orice categorie medicală, fie ea doctor, asistent, farmacist, dentist. Există riscuri de infecție. Există riscul de infecție sau cum am zis? Risc. Risc de infecție după operații. Dorin, se poate pune dă la un uncountable? Nu dăul este problema. Ă și ănul sunt problema acolo. Trebuie să lucrăm să nu le folosim. Deci articolul hotărât dă, ză, merge pus, nu are nicio problemă. În schimb, nehotărâtele, ă și ân, și bineînțeles, tu, three, etc., nu se pot pune la uncountable. Bun. Puteam să zic, ca să fiu și mai, să vă pot păcăli mai bine, risc de infecții, și atunci cred că v-aș fi mutat un pic zona de confort. Deci, există risc de infecție după operații. Aici, dacă v-ați da foarte bine, Lucia, atât că aș pune there is, n-aș pune it, pentru că există, se află, este, se traduce prin there is. La fel, la plural, there are, dacă ar fi fost ceva la plural. Risk of infection. Și n-aș fi zis a risk or two risks, cum a spus voi. Aici era, de fapt, din trei puncte de vedere propoziția complicată. Aș fi zis there is risk, fără să mai folosiți alte articole, of infection, evident, fără plural, pentru că vorbim de un risc de infecție generic, da? Și v-aș mai fi păcălit dacă aș fi reușit, dar nu am reușit, și cu surgery, că am zis după operații. Dar voi ați fost înțelepte și mă bucur și ați scris after surgery. Deci această propoziție, care dacă o auziți prima oară n-ar pune niciun fel de dificultate, a fost de fapt riscantă din trei perspective. Și atunci, varianta corectă ar fi fost, sau varianta optimă ar fi fost, there is risk of infection after surgery. There is risk of infection after surgery. Bun. Și ultima propoziție cu aceste countable și uncountable nouns, și după aceea o să vă las în pace până data viitoare, fiica mea are o infecție a urechii. Fiica mea are o infecție a urechii. Sună mai bine în engleză decât în română, e adevărat. Bine, nu sună deloc în nicio limbă o infecție a urechii, dar lingvistic vorbind, am văzut la Ana Maria, am văzut la Gabi și la Angie. Gabi a început să sufle și în iaurt de când i-am dat peste o și în. Văd și la Tami și am zis așa, când vorbesc despre un anumit tip de infecție, da, și nu vorbesc despre infecție ca termen generic, ca termen general, atunci voi folosi acest infection ca și countable. Pentru că pot să fac infecții de mai multe ori, nu? Riscul de infecție este general, însă o infecție de ureche este particulară. Și atunci, daughter, apropo, daughter este cu D-A. D-A-U-G-H. După aceea, T-R, daughter. So, ar fi sunat așa. My daughter has an... De ce este an și nu este a? Așa cum a luat Angie. Avem o vocală. Pentru că avem o vocală. Este an, exact. An ear infection. My daughter has an ear infection. Nu este un motiv de bucurie, însă e un motiv de bucurie că ați descoperit că, într-adevăr, la infecția de ureche este an ear infection. Prima corectă, zice Ana Maria. Bravo, Ana Maria! Better later than never.
prima corectă, ultima din, acest, din această serie. Repet, substantivele în limba engleză pot avea plural regular sau irregular, regulat sau neregulat, iar ca termen de numărare pot fi countable sau uncountable. Cele mai, să zic, multe uncountable sunt cu formă de singular, numai cu formă de singular, și aici am precizat că substantive precum advice, knowledge, information, luggage, equipment, progress au numai formă de singular, iar altele pot avea atât formă de singular cât și formă de plural, dar cu sensuri diferite. Și aici am inclus acel surgery, disease, infection și lista poate continua. Sper că lecția noastră de astăzi v-a fost de folos. Fac și eu ca youtuberii, like and follow Andrea Berehout Academy pe aici, pe unde o prindeți, vă rog frumos să-i dați like și follow și eventual și un share ca să folosească și altora. Ne vedem săptămâna viitoare cu alte lecții gratuite, însă mâine nu uitați că avem lecție de germană medicală la nivel de începător. O zi frumoasă și o săptămână asemenea.